Nu uita că dacă vrei să apari în următorul meu episod și să faci pat din frăția noastră, trebuie să completezi următoarele reguli mai puțin de 10 secunde. Lasă un like acestui videoclip, abonează-te la canal, activează clopoțelul și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu, jocul tău preferat. Iar în caz că eu îmi voi da seama ce joc ai scris, înseamnă că ai făcut totul corect și că vei apărea în următorul videoclip. Salutare tuturor, eu sunt Marius Iancu și bine ați revenit la un episod foarte ciudat și la un episod foarte horror pe internet ascuns. Dacă mai vreți clipuri de genul ăsta și dacă vreți să continuăm această serie pe internetul ascuns, nu uitați să apăsați chiar acum butonul de like el, înainte să înceapă clipul. Aș vrea să anunț abonatul episodului care este Violeta Ungureanu, care a scris în comentarii literă cu literă respectiv o singură literă pe comentariul jocului preferat, adică Roblox. Guys, vă spun sincer, acest intro nu este cel original. Am mai filmat o dată introul ăsta și era un intro mare. La un intro în care eu vă spun că o să încerc o anumită aplicație de pe Dibu, și o să vorbesc cu an anumiți necunoscuți care au probleme cu Legea. Nu mă gândeam. Eu mă gândeam că sunt de niște oameni psihopați, o să facem mișto de ei. Nu mă gândeam că pot să dau de un criminal. Lucru pe care din păcate l-am făcut. Vă las să vedeți videoclipul. Dacă mai vre vreți clipul, de ce nu uitați să apăsați butonul ăla de like să face minim 5000 de like-uri la acest videoclip. Iar eu voi reveni în curând cu un nou videoclip pentru că chestia asta este foarte crazy. Ceea ce mi s-a întâmplat cu cine am vorbit, nu o să vă vină să credeți. Urmăriți videoclipul până la capăt și o vă las cu experiența mea pe internetul ascuns. Ok, guys, tocmai ce am intrat pe site-ul ăla în care noi vorbim cu psihopați. Pe site-ul ăla în care se vorbește și că doar între oameni care au probleme cu legea pentru a se ajuta reciproc. Și mai sunt și eu care să așa mai proști și n-am nicio problemă cu legea, sper. Ei bine, site-ul se numește, uh, gen, nu pot să vă dau link-ul de la site pentru că ar fi ilegal și totodată nu puteți intra pe acest site de pe browsere normale trebuie să aveți anumite protecții deoarece este foarte, foarte riscant. Nu știți cu cine vorbiți, puteți să vorbiți cu un hacker, puteți să vorbiți cu absolut oricine din lumea asta. Se numește Talk to John Doe. Vă dau așa 5 minute de research cine este John Doe. Cel mai probabil nu știți. John Doe nu este o persoană. John Doe nu este un monstru. John Doe este un pseudonim sau cel puțin un nume de cod pentru persoanele care au probleme cu legea. Pentru persoanele care, să spunem așa, fug de lege. Este cel mai bine cunoscut și cel mai răspândit nume fals, deoarece sună destul de ok dacă uh, mă întreb pe mine. Cel mai răspândit nume fals folosit de către mari criminali. Ei bine, eu o să dau random ce și o să vedem cu cine o să vorbim. O să vorbim pur și simplu cu un om. Bă, nu știm de unde, nu știm cine este. Poate să ne spună poate să ne imite totodată, poate să ne facă orice. Tocmai de aceea chestia asta mi se pare așa de wow. Aș vrea să dau de un om cel puțin un psihopat, ceva, bă, ceva unul ăla de 30 de ani, ceva așa, foarte, foarte ciudat ca să ne distrăm acest videoclip. Nu uitați, băi, niciodată să nu uitați pe internetul ascuns și haideți să vedem, o să revin că o să găsiți pe cineva de oarece, după cum vedeți, pe site-ul ăsta de comunicare. Gândiți-vă că este un fel de OMTV însă pe chat. Pe OMTV sunt 100.000 de oameni. Pe site-ul ăsta sunt doar 62. Adică site-ul ăsta este strâns este pentru anumite persoane importante Haideți să vedem ce putem face Oh, guys, guys, am găsit pe cineva, am găsit pe cineva, am găsit, am găsit aici un om uh, Mie sus se mi say hello, o nu va arată pentru că na Am uh, pur și simplu, am pus așa să nu se vadă Hai să vedem ce face, am găsit un om, fiți atenți Hai să scriem prin sunt foarte exact pentru că băi nu știi cu cine vorbești pur și simplu Hai să scriem hello, i-am scris hello Ok, deci chiar aici mi hello, în dreapta arată și ceasul care este 17.51, adică nu este ceva foarte, foarte wow Hai să vedem dacă ne răspunde, că sunt foarte, foarte curios și o să se întâmple cu omul ăsta, cine este, hai Ok, ne-a scris, hai, deci, ok, nu-i nu, nu nimic băi, mă simt foarte excited, vă zic aici, how are you doing? Hai să întrebăm ce face, bă, hai să întrebăm ce face, how are you doing? Eu vreau totodată, bă, întotdeauna când am intrat pe site-ul ăsta, pentru că l-am încercat și pe live, vreau să întreb, bă, de ce ești pe site-ul ăsta? Da, eu sunt un entertainer, un om, care intră doar pentru amuzamentul viorilor lui pe site-ul ăsta, tu de ce ai bă, ești aici, ești tu youtuber ca mine sau ce, că n-am înțeles? Ok, hai să vedem, how are you doing? Bă, răspunde că am greu, tipul, răspunde că am greu. Hai să vedem. Hai să vedem. Oh my god. Oh, eu aștept aici, aștept aici. Not so great. Ok, cred că ați văzut și mai acolo că îmi scheia interlocutor așa. Not so great. Ok, nu facem prea bine. Stai să le trebuie. Why? De ce, de, ce nu face bine? Stați, guys. Băi, băi, ok. Bă, până acum n-am găsit astea. Why? Hai că le întreb why. Am putut să joc cu puncte, puncte. Ok, așteptăm să vedem ce ne spune, guys. Băi, este primul om, adică să știți că n-am mai, pur și simplu, n-am mai mai mulți. Pur și simplu, este primul om cu care vorbesc. Ok, chiar sunt, bă, sunt super, super excited să văd cine spune, mă. Oare cine, bă, vreau să întreb cine e femeie, bărbat, de am dat de foarte multe femei pe site-ul ăsta când am făcut live, cine nu știe. Ok, văd că nu ne răspunde. Guys, nu ne-a răspuns, stai că ne întreb, why not, man? Nu întreb, bă, frate, dar stai, deci nu, ne răspunde. Man, ok, deci deja l-am poreclit. Bă, nu răspunde în continuare, shit, man, ce se întâmplă cu băiatul ăsta, o să mai așteptăm, sper să ne răspunde, adică sper să nu abandoneze conversația sau ceva. Nu scrie într mai have some problems, dude Oh, shit, bro Sper că a scris dude așa, nu? Că știe că sunt băiat sau ceva de așa Hai să-l întreb, what problems? Ce probleme ai, frate? Ok, deci omul ăsta chiar este interesant Nu mă așteptam la asta, what problems? Ce probleme ai? Hai să vedem Ok, nu cred că este englez pentru că a scris I cu literă mică Adică, na, știu că gen I-ul se schimbă întotdeauna cu literă mare, așa știu eu Nice try <laughs> What? Nice try? Adică bună încercare? N du nu știu ce vreau să zic A, aa, bro, adică, bă, bă, stați, vă că nu, bă, nu ușor, bă, nice try. Nice try, adică bună încercare într-o că vreau să ascult ceva de la el. Nice try. De ce îmi zice asta, man? Ia să-i Nice try, eu, bă, eu, eu nu înțeleg. Nice try. Scrie, mamă, voiam să scriu ceva, scrie. Este is an chat with a lot of bastards. Aici este un chat anonim cu foarte, foarte mulți nenorociți. Adică oamenii sunt nenorociți. Adică nu știi cu cine vorbești. O mare dreptate până la urmă. Ok, hai să-i scriem ceva. Oi, oh, stai că mai scrie el. Why the fuck I will tell you? Da, eu nu trebuie. Bă, dar l-am luat așa într-o stare proastă, mă, mă jură. Mă jură. Maybe I can help you. Mă jur așa, frate, eu nu i-am zis nimic. Adică nici nu știu despre ce vorbim. Mi se tot încarcă o rotiță, bă, pentru că este securitate, că nu sunt pe browserul normal, sunt pe alt browser. Deci chiar sunt curios, frate, ce-i cu omul ăsta? Mamă, mamă, băi, foarte, foarte ciudat, vă zic de acum ce sentiment am eu acum, că vorbesc cu altul, nu știu cu cine vorbesc. Nici nu știu țara, că nu mi-arată. Ok, guys, am așteptat destul de mult să dea răspuns, de că de vreun minut stau aici, vă zic. Bun, hai să băgăm. Deci cine a fost pe live-ul meu știe că eu am zis de la toți că sunt din Spania. Hai să ne întrebăm. Where are you from? Uh, I am from Spain. Sunt din Spania. Hai să vedem. De unde ești, frate? Eu sunt din Spania. Hai să... Deci chiar sunt curios, man. Chiar sunt curios. De unde? E? L-am întrebat că îi sau uh, poate, ok, poate să mă mintă, bro, adică nu, și eu mint, adică nu are nicio treabă, și eu mint, Italy. ok, din Italia, omu'. poate să mintă, poate să nu abar, n -am. ok, mai scrie ceva, bă, n -ai în Mexico, ok, deci în Mexic, oh, bravo, frățior, oh, nice for you, nice for him, hai să vedem cine mai zice, bă, oh, bravo, e în New Mexico, oare de ce e acolo, guys? În New Mexico În no, New Mexico, în New Mexico zic eu Deci eu sunt din Spania, el e... Ok, poate nici el nu e în New Mexico cum sunt eu Interlocutor asta e a text Uite, vedeți că scrie acolo că a scris Deci și n-a dat enter No, 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 very nice Deci a scris și s-a gândit dacă să dea enter No, 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 very nice Ci că nu e așa de ok Dar de ce bă, frate? Uuuh, mamă, mamă, deci nu, mamă, deci nu știu ce să întreb, să întreb de ce? Nu, bă, de, uai, mă, bă, ca, uai, habar n-am Habar n-am ce vrea să-mi zic? Uai, hai să întrebăm de ce, frate <laughs> Oh my god, de ce e așa? Băi, foarte ciudat băiatul ăsta și nici nu răspunde ce am adică, știi? Eu stau aici și mă uit la el pentru că nu ai o filmez Adică, bă, ce ai putea să faci mai bine decât, pur și simplu, bă, ce mai poate să facă omul ăsta în momentul de față? I know you are not from Spain Uh, bro, bro! bro, că asta merge pe principiul meu? Que... Bă, sper ca. Que... Uh, ok. Ok, what? Nu ai pus de întrebare what Cum adică si ca nu sunt din spania, bro Cum a adică si ca nu sunt din spania? Ok, chestia asta. Uh, oh my god. Ok, scri okay, a scris un text. You are not frostbite, are pinned un match. Ok, de unde știi asta IP? Ok, guys, bă, deci... Uh, uh, ok, sigur ablafează. Vă zic de ce nu are cum să fie adevărat. Spe guys! Guys, se mi se... Bă, deci... Deci, deci bă, voi n-aveți cum să vedeți, deci vă jur că sus în stânga unde mi-arată tebu cu chestia asta este o chestie care e roșie și a început să se facă verde-roșu, 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 verde-roșu. Verde ok, ok, chestia asta e foarte ciudată Jude, what the fuck? Bă, eu zic că minte, n-are cum să-mi știe IP-ul pentru că sunt pe o, gen așa, pe o, da asta, conexiune securizată, sunt pe tor până la urmă. Adică n-ar avea de unde să știe chestia asta, știi? Adică n-ar avea de unde să știi că nu sunt în Spania, bro, poate da așa. O fică na, abar n-am, n-am. Yeah, I think you are shit like me. El crede că am aceleași probleme ca ale lui, frate. Ok, deci... Bă, eu cred că omul ăsta, fiți atenți, poate chiar nu minte și poate mi-a aflat IP-ul și gen știe că mint și crede că gen mint așa, gen că... Na, nu vreau să aflu eu, nu că fac YouTube sau ceva de genul. Hai să vedem ce ne spune. Bă, așa de interesant clipul ăsta, vă zic sincer. Mă uit aici, bă, așa de nerăbdător să văd ce scrie. Interlocutorul este ok, scrie. Hai să vedem, hai să te Hai să vedem. Ai committed a crime. A făcut o crimă. A, bă, nu știu ce să cred, bă. Bă, vă zic că nu știu. Bă, mă a groaza, bă, mă credeți, mă a groaza. Bă, mă a groaza, fără mișto. A, nu știu ce să cred. Na, nu cred, n-are cum, nu, nu, nu. N-are cum, bă, să fi făcut o crimă, bă. Sper că n-a făcut o crimă, gen. Oh, ia, apare pare da? <laughs> nu mi dat seama. Ok. Mamă, ok, DB. Ce înseamnă DB, guys? Ce înseamnă DB? Bă, guys, bă, e, bă a, ok, hai să întrebăm despre crima asta. When? Când ai făcut o crimă? Eu, eu, eu não queria falar quando a crima, é impossível, você dá um de um criminal e já nem de que a não manda estar aqui Shit, bro, shit, não o que okay se întâmplă, guys. 2 weeks ago, há mais dois a sete o crima. Onde? Shelly, liber... de um fugar? Holy shit, guys, homem é fugar, deci... Ok, não sei chiar e, dar, da que, que dá, dá, Uber. Unde ai făcut crima, bro? spune -mi și mie unde. Cum ar fi să zic România Bucarest? Ah, sau... Oh my god, la, dacă ar zice România Bucarest, ești de bună și închide filmarea. Și mai... Deci, sigur, n, n a zis România Bucarest că n-aș mai fi pus asta pe YouTube dacă aș fi zis asta. Hai să vedem. Scrie, scrie. Sure. Omul nu vrea să-mi spună, man. Bă, dar de ce nu vrea să-mi spună, frate? Dude, what the fuck? I'm not going to say anything.

Ok, a scris un text. Hai să vedem. Nice, try, get the fuck out. Zic că, că bună încercare poți să pleci m am jurat. But guys, hai să... Bă, fiți atenți o să fiu un detectiv acum, fiți atenți. Hai să aflăm foarte multe detalii despre tipul asta How old are you? Hai să... Fiți atenți, bă, că îl prindem, mă, bă, îl prindem, mă, când zic că îl prindem, îl prindem. How old are you? Câți ani ai, frate? Spune-mi și mie, știi ce zic? Mamă, băi, <aștrui> foarte horror. Introductor asta, bă, dar ce scrie atâta, frate? A dat un text și de ce nu-i dă enter? What the fuck? 31, you. 31. <laughs> nu o să zic câți ani am vată, fac, vreau să zic 25, vată, dar nu nu cu capul sau ceva. 25. 25, guys. Holy shit, bro. -am, zis că am 25 de ani, -am, am 15 pe dacă nu știți, adică n-am 25. Nu cred că are de 25 de ani, adică. Ok, interlocutorul scrie. Hai să vedem. Yeah, am an old man. Da, ești foarte bătrân, frate. Să știi că pentru mine chiar ești foarte bătrân omul ăsta. Crede că... Na, eu chiar am 25 de ani. Ok, da. Stau să mi-am adus aminte de o chestie. Un lucru pe care l-am făcut eu la începutul videoclipului. Și un lucru, să spunem așa, de care n-ar trebui să uităm. Fiți atenți, guys. Uh, why are you here? Bă, de ce e aici? Până la urmă, că am zis că trebuie să întrebăm pe fiecare de bă, de ce sunteți aici? Ok, omul ăsta ce că a comis o crimă. Și de ce n-am mai întrebat chestia asta? Deci, ok, întrebarea asta n-are sens. But why are you here? Adică, ba da, are sens, frate. Dacă ai comis o crimă, de ce ești aici, frate? Oh my god. Ok, ask a scris. Eu comite de Nicolae, m-a întrebat dacă am comis vreo crimă, că ai scris -a. e un test. Nu, bro. N-am comis, no. Asta e un test. Oh my god, bro. M-a întrebat dacă am comis vreo crimă. De ce ar face chestia asta, bro? N-are logică. Ok, are foarte multă logică. Ok. Hai să vedem. Interlocutor is typing, ok, am asteptat puțin, 20 de secunde. Hai să vedem. Then what the fuck are you here? You see how this chat is named? Așa, de ce n-ai băiește aici? Știi cum se numește acest chat? John Doe se numește A, ah, cred că știu ce vrea să-mi spună Că John Doe și aici sunt numai oamenii care au probleme cu legea De ce sunt și eu aici dacă nu am nicio problemă cu legea? Adică, what the fuck? Că v-am zis, John Doe asta înseamnă Aveți acum o poză pe ecran cu ce înseamnă John Doe E un fel de pseudonim pentru oamenii care, să spunem așa, au probleme cu legea Ok, scrie un text a scris un text. Yeah, you have any problems with the law? Hai să ne -a, Ok, deci ne-a întrebat dacă avem probleme cu legea. Ne-a întrebat dacă avem probleme cu legea. Fiți atent că e rău făcătorului. Maybe, zic așa, maybe. Nu zic nu, că după ești nebun, mă scoate, ești nebun. Spune asa, poate am și o problemă cu legea stătura, un făcător, frate. Hai să vedem ce ne spune el, băi, băi, what the fuck? Ce ne spune el? Hai să vedem. Yeah, I'm sure. Yeah, I'm sure, si atata Sunt sigur. Omul nu ma crede, bă. Omul nu mă crede Că am probleme cu legea, fiți atent, bă. Ce să-i mai spunem, guys? Ce să mai spunem? Deci chiar acum sunt într-o buclă și nu știu ce să mai spun, adică what the fuck? Ok, guys, au trecut două minute și nu mi a mai schis Ok, a închis, da, a închis. A închis Guys, credeți că omul ăsta chiar a fost un criminal? Adică, bă, s-a comportat ca unul. Adică, bă, hai să vă zic o chestie. De ce cred eu că e un criminal? Nu știu dacă neapărat un criminal, sau omul avea Altă preocupare decât să vorbească cu mine Adică ați văzut că răspundea foarte, foarte greu Voi poate n-ați văzut, eu, eu, am stat aici și am așteptat Adică, sigur, o să tai părțile în care așteptam ca el să scrie Însă, bă, mi se pare foarte ciudat Mi se pare extrem de ciudat ce a făcut omul ăsta Credeți că este un criminal? Vreau să scrieți chiar acum la comentarii și dacă mai vreți clipuri de ce uitați să apăsați butonul de like Eu am fost Marius cu un follow la cu doi o pe Instagram Iar noi vom vedea clipul viitor Hi, salut guys! Oh my God, how do the clip pull